Pace tuturor melomaniacilor ce ne urmăresc în momentul ăsta, sunteți la Hip Hop Beats, alături de fratele Crem, care are alături pe ei. Vă plac? Ar fi trebuit să-i recunoașteți până acum. Este echipa badass, cea mai badass echipă dintre toate wannabe badass echipele existente vreodată, care au fost și care vor fi și... Bună! 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 De la dreapta la stânga, vă rog să vă prezentați. Eu sunt Diana Coman. Bună, Diana Coman. Bună. Raluca Roșu. De unde? Din Bacău. Nice, o să stăm mai mult de vorbă. Și? Și Faibo motherfucking X. DJ Faibo X. Diana, Raluca și Faibo X și nu numai, au lansat o chestiune excelentă, proaspătă, super fresh, urbană, care o să vă ia mințile. Mi s-a întâmplat și mie. Deja. Vorbim despre Badass. Badass DJ sau doar Badass? BadassDJ.ro. Ok. Aș vrea să aflu mai multe informații, cum și ei ar vrea să afle mai multe informații. Ce reprezintă? E o platformă online? E un concept? Un proiect? E o chestiune care o să devină live la un moment dat? E despre ce e vorba, de fapt? Ce e Badass? Microfonul aici. E ceva cât se poate de real și e ceva care trebuie să schimbe lucruri pe aici, prin România, și mentalități. Și cum mentalitățile nu se schimbă așa doar cu niște content de calitate, vom face niște proiecte foarte mișto pentru oamenii ăștia, vom intra peste ei în casă dacă e nevoie, vom face tot ce trebuie ca să iasă lucrurile bine. Și cum vă selectați oamenii peste care vreți să intrați în casă? Sunt niște criterii foarte stricte. În primul rând trebuie să aibă treabă cu muzica și trebuie să facă din pasiune tot ce fac și să fie multă, multă, multă muncă în spate. Dacă au astea două, eu zic că putem să facem treabă. E suficient și poate funcționa. Ne descurcăm de acolo, da. Foarte cool. E un proiect inovativ cumva. Nu prea am mai văzut proiecte de genul, cel puțin nu în ultimul timp, care să acopere o arie largă de tot ce înseamnă muzică și muzică urbană. Și se oprește aici sau ești și dincolo de muzică, dintr-un punct încolo? Faibo. E și dincolo de muzică. Când a fi badass și tot conceptul ăsta nu se rezumă strict la muzică, e vorba și de comportament și de oameni care fac chestii extraordinare. Adică ești badass și dacă ești un pictor excentric care face niște chestii care nu s-au mai făcut. Și nu ne referim să stai urechea. Da? Înțelegi tu ce vreau să zic? Da. Am înțeles. Deci e o echipă ce poate deveni o familie la un moment dat, care ar putea să crească și să aibă noi membri. Și care sunt deja membrii? În afară de voi trei, cine mai este în echipă? Și de ce? Păi îl avem pe Robert, de la DJ Superstore. Robert. Robert Grauer, da. Îl avem pe DJ Dogs și mulți alții care scriu constant pe platformă. E ceva foarte serios. Spunem despre rubrici și secțiuni. Foarte serios, DJ Badass are trei secțiuni. Este secțiunea de updates. Eu mă ocup de mare parte din secțiunea updates. Acolo vorbim despre ultimele știri, materii de muzică, DJ. Articolele au un rol informativ, dar și educativ. Avem DJ Guru, unde vorbim despre istoria DJ-ingului din România, cum a apărut, cum s-a dezvoltat, unde se află acum. DJ Dox are o secțiune a lui care se numește Școala lui Dox și apar articole săptămânale. Și mai avem secțiunea de Heroes, unde vorbim despre, luăm cei mai tari DJ din lume, cei mai tari producători și explicăm de ce sunt cei mai tari, de ce sunt badass, cum au ajuns acolo, ce proiecte alternative mai fac ei și așa mai departe.